În luna noiembrie anului 2021 plăteam în jur de 22.000 de lei factura și am ajuns anul acesta în martie să avem o factură de 56.000 de lei. Pentru noi ca unitate publică sanitară, care are venituri doar din contractul cu Casa de Asigurări, este un efort extraordinar de mare. Dacă nu se vor lua alte măsuri de subvenții și de a suporta anumite cheltuieli ale spitalelor, vom intra într-un colaps și nu vom putea acorda asistență medicală de calitate. Încă din vară, facturile uriașe la energie au zdruncinat bugetele spitalelor, iar apropierea iernii le dă fior celor care trebuie să asigure medicamente și consumabile pentru bolnavii internați. Factura pentru gaze naturale a fost mai mult decât dublă în august față de aceeași lună de anul trecut. Media pentru 257 de spitale a depășit 22.000 de lei în august și a trecut de 35.000 de lei în septembrie. Sumele datorate pentru energia electrică sunt și mai mari. Factura medie din spitale s-a apropiat de 105.000 de lei în septembrie. Costurile sunt mai mari cu 47% față de același interval de anul trecut. Doar pentru energie, costurile au fost mai mari cu peste 50% în spitale în trimestrul al treilea, arată o evaluare prezentată de Ministrul Sănătății. Am făcut această evaluare ca să evităm o situație care ar putea să fie periculoasă în ceea ce privește aprovizionarea corespunzătoare a spitalelor. Intrăm în sezonul rece și, evident, aceste decalaje pot să crească. O să facem o propunere concretă Guvernului României. Poți să găsești un mecanism financiar de compensare care să suplimenteze fondurile permanent pentru materiale sanitare și medicamente. În multe spitale lipsesc deja tot felul de materiale și echipamente de bază, pe lângă medicamente, iar de două luni situația achizițiilor pare să se agraveze, spun reprezentanții pacienților. Pacientul român în următoarea perioadă se află într-o situație de risc. Siguranța pacienților este pusă în pericol și nu aș vrea să pățim ce am pățit cu pandemie, la intrarea în pandemie, când nu aveam nici măști. Medicii noștri nu au echipamente de protecție, mulți dintre ei sunt nevoiți să reducă numărul de intervenții chirurgicale. Unde nu s-au epuizat, stocurile sunt reduse, iar perspectivele de completare sunt sumbre, spun reprezentanții pacienților, care cer măsuri urgente.